Audierea din Comisia Libe a Parlamentului European privind democrația și justiția în România s-a încheiat. Pentru cine dorește să revadă înregistrarea, găsiți linkul în comentariile de mai jos. Impresia mea au fost ca niște școlari aduși de urechi în cancelarea profesorilor și care se arătau cu degetul unul pe altul. Până la urmă, cei care au vorbit n-au reprezentat cetățenii români, ci o gașcă care le-a plătit biletele de avion, aceeași gașcă de politicieni care țin captivă România.